Un sportiv din orașul Florești a alergat 140 de kilometri pentru a ajunge la București. Acesta a participat la ultramaratonul Rubicon 2024, care s-a desfășurat în perioada 22-24 martie. Pentru a alerga cei 140 de kilometri, Dumitru Niculăiță s-a antrenat 3 luni. Pregătirea mea pentru Rubicon 2024 a fost mai intensă în ultimele 2-3 luni. Mă trezesc la 5, cam la 5:30-6 deja sunt pe pista de alergare. Sportivii care participă la astfel de competiții au nevoie de un regim și echipament special. Este vorba de o alimentație corectă, de un somn echilibrat și de o pereche de adidași pe potrivă. În primul rând contează adidașii care trebuie să fie potriviți pentru alergare. O pereche potrivită ar fi cam de la 1500 și mai mult. Ai mei costă cam 2200. Înainte de Rubicon m-am străduit să dorm mai mult ultimele nopți ca să recuperez această perioadă de nesomn. Până toți mă strădui să am o alimentație diversă și, desigur, uneori niște suplimente gen vitamine, minerale, care mă ajută să mă mențin în formă și să mențin și articulațiile sănătoase și mușchii în viguroși. Startul întrecerii Rubicon 2024 a fost dat în prezența președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. La Chișinau ne-a petrecut însăși președinta Maia Sandu, alături de ministrul Educației Dan Perciun, care ne-a urat drum bun și mult succes în următoarele ore. Atletul din Florești a obținut câte o insignă pentru fiecare segment de traseu parcurs. La fel, acesta s-a ales și cu o medalie de bronz pentru că a alergat peste 100 de kilometri. Ca la fiecare raion traversat în alergare, da, să primești așa o medalie, o insignă. În cadrul ediției de anul acesta au fost 5 raioane și 5 județe și plus municipiul Chișinau și municipiul București și deja plus câte o medalie, câte o insignă cu Republica Moldova și România în caz că traversezi toate aceste regiuni. Dumitru Niculăiță mărturisește că a fost uimit de ospitalitatea oamenilor din localitățile pe care le-au traversat. Găgăuzii ne-au primit foarte ospitalier, ne-au primit așa cu brațele deschise și cu multă veselie și cu muzică, cu plăcinte. Maratonistul, cu un spirit de observație agil, spune că și-ar dori drumuri mai bune pentru Republica Moldova, pentru a practica alergatul în siguranță. Ceea ce ține de drumuri, da, de traseele parcurse, desigur că România a fost drumul mult mai bun. La evenimentul transfrontalier unic au participat mai mult de 1000 de sportivi moldoveni și români, care a fost organizat sub egida Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova și a Agenției Naționale pentru Sport din România.